sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În cuvântul de învățătură, întâi sătătorul Bisericii Ortodoxe Române a menționat că Maica Domnului, deși înălțată cu trupul și cu sufletul la cer, este mereu prezentă în mijlocul credincioșilor. Maica Domnului, deși a fost mutată la cer prin iubirea și puterea duhovnicească a Fiului Său, totuși rămâne prezentă în lume prin rugăciunile ei. Pentru că prin rugăciunile ei zbăvește din moarte sufletul celor care se roagă ei. Deci ea este chemată în ziua morții și în ziua judecății. Și Maica Domnului este mijlocitoare împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul în ziua judecății universale sau judecății de apoi. Pentru cei care s-au pocăit, dar nu au mai trăit. Pe pământ să arate și faptele pocăinței, cum a fost tâlharul de pe cruce. Ea nu părăsește lumea pentru că este lumea pe care Fiul Său a iubit-o, s-a născut din ea prin lucrarea Duhului Sfânt ca să devină mântuitor al lumii, să dăruiască iertare de păcate și viață veșnică celor care cred în El. Și pentru că Fiul dorește ca umanitatea să se mântuiască și Maica Domnului dorește ca toți oamenii să se mântuiască și să se bucure de fericirea veșnică din Împărăția Preasfintei Trei. Slujbă arhierească la hramul mănăstirii Paltin Petru Vodă, acolo unde s-a nevoit vrednicul de pomenire Părinte Duhovnic Iustin Pârvu. În mijlocul obștei monahale și al pelerinilor s-a aflat înalt preasfinția sa Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a vorbit despre cea mai înaltă dintre virtuțile Maicii Domnului, smerenia. Taina Maicii Domnului, ședere continuă la picioarele Domnului Hristos într-o smerenie, taina creștinului celui adevărat, este ședere la picioarele Domnului Hristos într-o smerenie. Sfântul Apostol Pavel descrie această stare duhovnicească ca atinsă de omul cel din lăuntru, omul cel tainic al inimii, omul duhovnicesc, care este învățat nu din cuvintele înțelepciunii acestei lumi, spune Sfântul Pavel către Corinteni, ci prin cuvinte învățate de la Duhul Sfânt. Mii de pelerini au venit la mănăstirea Putna, ctitoria binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru a cinsti marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, așa cum cântăm în rugăciunea Axion. Însă ea, cu toate că este înconjurată de cetele îngerești neîncetat, preferă să fie aici, în lumea plângerii, în valea plângerii, printre noi copiii săi, să ne aline, să ne întărească pe noi copiii nevoiași și necăjiți, toți cei care cerem ajutorul. Și Maica Domnului mult se bucură atunci când îi cerem ocrotirea și ajutorul. Rolul de mijlocitoare și pururea rugătoare al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost subliniat de către înalt preasfinția sa Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în predica ținută în cadrul Sfintei Liturghii. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Priceasna închinată Maicii Domnului s-a făcut auzită și în acest an la Mănăstirea Nicula, acolo unde se află icoana făcătoare de minuni a Sfintei Fecioare, pictată în urmă cu mai bine de 300 de ani de către meșterul Luca din satul Iclod. Un sobor arhieresc în frunte cu înalt preasfinția sa Andrei, mitropolitul Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie în prezența a 10.000 de credincioși. Atunci când Domnul Iisus Hristos bine vestea Evanghelia, nimeni n-a vorbit ca El.
O femeie entuziasmată, ne spune Evanghelia de astăzi, a strigat cu glas mare și a zis: binecuvântat este pântecele care te-a purtat și sânii pe care i-ai sub. Care a fost replica Domnului Iisus Hristos? Așa este. Dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Cu alte cuvinte, Maica mea este fericită pentru că a păzit cuvântul lui Dumnezeu, a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci ne punem întrebarea, noi cum putem fi fericiți? Împlinind și noi cuvântul lui Dumnezeu. Căci noi suntem fii lacrimii.